Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o rețetă simplă de mâncare la cuptor, o să facem niște legume la cuptor cu o costiță de porc și cu un piept de porc la cuptor. Eu am aici câțiva cartofi, o 7-8 cartofi mari, o ceapă, 2 morcovi, un ardei capi. Acum fiecare ce are, puteți să puneți și broccoli și ciuperci, fiecare ce are pe în frigider. Am aici 4 bucăți de piept de porc, o costiță faină pe care o să le condimentăm. O să mai avem nevoie de ulei, un pic de boia roșie dulce, sare, tiperi, muștar, 3 cățăi de usturoi pe care i-am spart și o să facem un sos, un baiț cu care o să ungem carnea pe toate părțile. O să mai avem nevoie de un pahar de apă de 200 ml pe care o să-l punem în tava în care o să punem legumele la cuptor. No, haide să trecem la treabă. Prima dată o să-mi condimentez toată carnea și o să facem rețeta împreună pas cu pas. No, oameni buni, acum o să pregătesc. Prima dată o să-mi pregătesc un pic de baiț cu care o să ung carnea. O să punem o linguriță de muștar, peste am spart 3 cățăi de usturoi, așa cum am spus. O să punem și o linguriță de muștar, nu foarte mult, ia cam așa. Punem acolo. Punem un praf de sare, un praf de tiper. Așa. Punem un vârf de boia roșie dulce. Sau dacă vreți, puteți să puneți și picantă, nu-i problemă. Fiecare cum îi place. Așa. Și punem ulei. Nu foarte mult, un timp mai cât să dizolvăm. Cât să dizolvăm, să se dizolve sarea, tiperiu și muștarul. Așa, mai pun un picuruț. Bun, atât. Cu pasta asta, practic, o să ungem toată carnea. Așa. Acum, cine are sos de soia, puteți să puneți, dacă vă place, și un pic de sos de soia. Eu n-am avut în casă. Da, cu asta o să ungem carnea, o să luăm o pensulă și o să ungem toată carnea. Înainte de a unge, pun un praf de tiper și un praf de sare și peste carne. Punem și peste carne. O condimentăm bine, bine. Așa. Bun, nu foarte mult pentru că am pus în baiț. Așa, le întoarcem și pe partea cealaltă. La fel o să procedăm. Acum noi facem un picuruț mai mult pentru că o să mai avem 2 invitați la masă. Facem un picuruț mai mult. Așa. Da, și acum cu o pensulă ne apucăm și ungem costița și bucățele de carne. Ia așa, ne apucăm și pensulăm. Așa o să procedăm cu toată carnea. O să o ungem și pe o parte și pe alta. Așa, și bucățele mai mici o să le ungem. Întoarcem și pe cealaltă parte. După care o să le băgăm, o să tăiem și legumele. Și o să le băgăm toate la cuptor. Facem o rețetă simplă și bună. Da, am terminat de condimentat carnea. O punem deoparte și o lăsăm așa să stea, să-și tragă aromele. Până ce lucrăm noi cu legumele. Acum o să ne apucăm de legume. O să ne tăiem toate legumele. Acum legumele, oameni buni, eu le tau, cartofii tau în 4. Cartofii tau, ia așa, ni. Îi tăiem în 4. Acum fiecare îi taie cum îi place. Eu așa o să-i tau în 4. La fel și ceapa. Ceapa la fel o tăiem. Eu am o ceapă mai mare, o să o tau în 6. Dar dacă nu, tot în 4.
La fel, tăiem și ceapa și o țipăm acolo. Morcovii puteți să-i tăieți ori rog de alea, așa că mai grosuți, ori puteți să-i tăieți bucăți mai mărișoare, acum cum vă place. Eu să-i tau rondele. Rondele și un pic mai mari, ca să nu se uște. Ardeiul capia. Îl tăiem o dată în patru și apoi îl tăiem bucăți, așa, un pic mai mărișoare, tot așa, ca să nu se uște și el. Să nu se topchească prea tare. Așa procedăm, oameni buni. Am terminat de tăiat legumele, acum o să condimentăm și legumele. La fel o să procedăm și cu legumele, o să punem un praf de sare și un praf de chiper. Așa. Punem și un pic rus de boia roșie dulce. Așa. Stropim cu un pic de ulei. Bun. Așa. Mai dăm un praf de sare și un praf de chiper să ne asigurăm că prinde peste toate legumele. Așa. Le amestecăm bine, bine. Am terminat de condimentat și legumele. Acum o să le punem aici într-o tavă. Le țăpăm tăiate în tavă. Așa. Bun. Le tomnim tăiate în tavă. O să punem și carnea. Punem prima dată costița. Costița o punem pe mijloc. Bucățele de carne le înghesăm pe aici, pe unde putem. Așa. După care o să le ducem la cuptor și o să le băgăm în cuptor, oameni buni, la 220 de grade. Așa. O să punem și un par de apă, nu mă pic să mă șterg pe mâini. Așa, un lucru foarte important, dacă vreți să vă iasă cartofii suculenți, să nu vi se prindă de tavă, atunci puneți 200 de ml de apă în tavă. Puneți în tavă un par de apă. O să ducem acum la cuptor pentru aproximativ 40 de minute la 220 de grade. Acum fiecare în funcție și de ce scule are. Iar când o să fie gata, o să vă arăt cum a ieșit. Da? Până ni se fac, oameni buni, până ni se fac legumele la cuptor și carnea, o să zdrobim usturoiul, o să zdrobim tot usturoiul și o să facem și un sos. O să pregătim un sos. O să zdrobiesc tot usturoiul. Am terminat de zdrobit usturoiul. Acum o să punem o linguriță de muștar. Tot așa, nu foarte mare. La fel, punem sare, chiperi, condimentă. Punem un pic de boia roșie dulce. Așa, amestecăm. Punem ulei, cât cuprinde. Mai punem ulei. No, sosul nostru de usturoi e gata. Am terminat și sosul de usturoi. Ia așa arată. Îl punem deoparte, așteptăm să scoatem și legumele și carnea din cuptor. Da, legumele noastre cu cărniță la cuptor sunt gata. Ia așa au ieșit. Sper să vă placă și dumneavoastră. O să le stropim cu un pic de sos de ăsta de usturoi. Ați văzut cum l-am făcut sosul. Punem așa peste costiță. Lăsăm un pic să intre cum e fierbinte costița încă, să intre sosul ăsta de usturoi să pătrundă. Așa. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube.
Dacă vă face plăcere, până data viitoare, vă doresc multă sănătate, numai bine rău la nimeni. Doamne, ajută-ne la toată lumea. Cartofiori, ia uitați ce frumos au ieșit și cartofii, ei nu se lipiesc de tavă, legume. Punem și legume. Și o să iau niște morcoviori. Așa, cărniță. Opa. Iau asta că e mai micuță. Uitați ce frumos arată. Până data viitoare, multă sănătate și numai bine!